Bună seara și bun găsit la Deschide Lumea, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Deschidem în această seară seria de emisiuni de promovare electorală și am ales să încep cu un independent. Candidat la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, independentul George Simion. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Domnule Simion, de ce candidat independent, de ce nu ați ales să intrați într-un partid politic și să reprezentați România la Bruxelles de pe poziția de parlamentar al unui partid politic? În toți acești ani de prezență în spațiu public, chiar dacă am 33 de ani acum, încă din anii facultății m-am implicat în cauzele civice, cauzele românești, pentru Roșia Montană, pentru eroii de la Revoluție, pentru Basarabia și pentru Reîntregire, nu m-am simțit identificat cu partidele politice actuale. Deși am mers de fiecare dată la vot, întotdeauna am votat așa, rău mai mic. Eu și mulți ca mine nu găsim reprezentare în actualele partide politice care funcționează după interese de grup, interese clientelare, interese din perspectiva mea străine de cele ale neamului românesc, a unei perspective naționale asupra viitorului României. Așa că am decis să nu intru într-un partid politic. Ar fi însemnat și o trădare a cauzei pe care o reprezint, să duc mișcarea pentru unire, mișcarea pentru unitate națională la remorca unui partid. Ar fi însemnat odată să trădez pe cei care au avut încredere în noi în acești ani și totodată ar fi însemnat să mă asociez cu toate scheletele din dulapul partidelor politice și știm cu toții că sunt multe. Cum a demarat campania dumneavoastră din punct de vedere al afișajului? Primeam niște informații pe rețele de socializare la un moment dat că o parte dintre afișele pe care le-ați avut aici în Galați, chiar nu știu dacă e același lucru s-a întâmplat și la Brăila, au fost rupte. Care a fost motivul? Deranjăm. Sunt un candidat din afara sistemului partidelor politice. Inclusiv modelul de afiș pe care l-am ales în primă instanță, asta spune George Simion, candidat independent, luptă cu partidele și are săgeți către colegii de pe panourile de afișaj. Nu e un mesaj chiar belicos ăsta? Nu este. Pot să-l și explic membrilor de partid care poate nu au înțeles. Susținem democrația, susținem sistemul pluripartidic, dar nu suntem de acord cu felul în care funcționează actualele partide politice. Sunt mulți oameni buni în partidele politice actuale, din păcate nu ajung să conducă, nu ajung să fie pe funcții de conducere, pentru că totul este foarte bine pus la punct de la centru. Este situația și Galațiului, unde am mulți prieteni care au încercat să intre în partide din astea noi și să fie o voce mai dizident așa, că așa stă bine unor oameni proveniți de pe baricadele civice, pentru spectrul local. Și imediat au fost taxați de la centru și au fost debarcați de la centru de către conducerea de la București. Eu cred că acesta este viitorul, să avem niște partide funcționale, dar din punctul meu de vedere, partidele actuale din România au mari probleme interne, după cum au și mari probleme de normalizarea unei vieți democratice. Nu cred că trăim într-o democrație tocmai funcțională în acești ani în România. Și pot să vă argumentez cu multe exemple, de la numărul de semnături pentru a fi pe buletinul de vot, până la felul în care sunt tratate subiecte precum referendumurile, ceea ce înseamnă democrație directă într-o țară. De fiecare dată când am avut un referendum în România, clasa politică a căutat să-l instrumentalizeze în interesul propriu și s-a folosit de acel referendum. Numai de vreme de 6-7 octombrie am putut vedea acest exemplu, dar și în vremea fostului președinte Băsescu și întotdeauna în ultimii 30 de ani instituția referendumului a fost batjocorită, după cum au fost batjocorite toate instituțiile. Trebuie să redăm încrederea românilor în instituțiile
acestui stat și în instituțiile democrației și trebuie să revenim la un normal. În momentul ăsta nu cred că suntem într-un stat normal. Dumneavoastră v-ați făcut cunoscut ca fiind liderul platformei unioniste Acțiunea 2012. Credeți că notorietatea pe care ați căpătat-o dumneavoastră ca lider al acestei platforme va fi suficientă astfel încât românii să vă voteze pentru a vă trimite în Parlamentul European? Desigur, eu sunt unionist, lupt pentru unirea românilor, unirea în proiecte comune, unirea dintre localități, unirea dintre regiuni și unirea dintre cele două state din prezent, România și Republica Moldova. Dar nu m-am promovat niciodată pe mine ca figură. Întotdeauna am promovat cauza, nu scrie numele meu niciunde prin țară, în schimb este sloganul Basarabia e România, printre primele campanii de informare pe care le-am declanșat, de a genera un fel de conștiință națională asupra conștiinței de neam, asupra istoriei adevărate a României. De asta nu cred că mă va ajuta foarte mult ceea ce am făcut până acum, pentru că nu am promovat propria imagine. Însă, din 12 ianuarie, de când am lansat campania ca independent pentru Parlamentul European, au venit foarte mulți oameni alături și sunt mulțumit că avem susținători în toate generațiile și în toate straturile sociale și sunt mulțumit că pot duce acest mesaj al unirii mai departe în spațiul public. Nu vă e teamă că odată intrat în Parlamentul European ca un independent, la un moment dat vocea dumneavoastră ar putea fi pierdută între vocile atâtor familii politice puternice care pot susține un anumit proiect bun pentru România? Cu siguranță asta trebuie să facem cu toții. Să ne dăm mâna și să susținem proiecte bune pentru România. Deci nu mă tem, chiar vreau. Printre primele lucruri pe care le fac la nivelul Parlamentului European este să îi adun pe toți parlamentarii care reprezintă România în aceeași cameră și să ieșim de acolo cu 10 proiecte pe care ne angajăm să le susținem cu toții, independenți de stânga, de dreapta, din tot eșichierul politic. Vreau să fiu un factor de unitate și vreau să oprim externalizarea luptei politice interne la nivelul instituțiilor europene. Trebuie să ne urmărim interesul propriu la nivelul acestei alianțe de state care înseamnă Uniunea Europeană. Totodată nu cred că sunt mic, am făcut până la vârsta asta, până la 33 de ani, foarte multe lucruri fără a fi pe vreo funcție publică, fără a fi membru de partid și cred cu tărie că având la îndemână resursele pe care le oferă funcția de europarlamentar, putem face mult, mult mai multe. La capitolul bune practici, nu vă este teamă că în momentul de față românii ar putea privi către independentul din Parlamentul European luând drept exemplu alți independenți care au fost trimiși acolo și despre care nu prea s-a mai auzit nimic? Bun, acum noi avem așa natura de a critica. Chiar postura din care candidez eu, cea de independent, mă obligă să fiu critic, dar totodată sunt obligat și să fiu un exemplu. Pentru că prea mult ne-au fost înșelate așteptările în acești 30 de ani. Și eu am fost la vot și am regretat după aceea. Și când nu aveam încă vârsta necesară să votez, l-am luat pe bunicu dintr-un sat din Vrancea și hai tataie să mergi să votezi cu cheia, să votezi convenția ca să facem schimbarea. Eu am datoria să fiu un exemplu despre cum poate fi apărată funcția de europarlamentar prin rezultate concrete. Avem la dispoziție o platformă de comunicare enormă. Una e să fii în stradă și alta este să fii europarlamentar. Poți să aperi interesele românilor. Și nu mi-e frică să dezamăgesc românii pentru că asta vreau, să se adreseze la mine atunci când partidele politice nu îi ascultă. Vreau să fiu o voce pentru cei care nu au o voce. Apoi, resursele financiare, pentru că sunt enorme și nimeni nu vorbește despre asta. Sute de oameni ajung la Bruxelles în fiecare an, aduși de fiecare europarlamentar pentru a vedea cum funcționează instituțiile europene. De obicei, actualii europarlamentari puși pe liste de partid
sunt datori partidelor care i-au pus acolo și aduc membrii de partid sau își aduc rude și prieteni. Eu, sau jurnaliști, cum a fost cazul meu. Am fost invitat de două ori anul trecut. Și asta este cel mai bine atunci când sunt aduși jurnaliști în vizite de cercetare, practic, de a vedea la fața locului cum funcționează instituțiile europene. Eu vreau să aduc câte un adolescent din fiecare localitate a României, din fiecare sat a României, pentru ca să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat instituțiile europene, ce înseamnă Europa și pentru a combate la firul ierbii toată această dezinformare de sorginte estică asupra viitorului Uniunii noastre. Pentru că noi trebuie să ne luăm rolul în serios și să ne asumăm acest proiect european ca și unul care ne aparține. Noi suntem europeni și ca istorie și ca geografie și trebuie să arătăm acest lucru și tinerilor noștri care sunt bombardați pe rețelele de socializare de fake news-uri și de tot felul de minciuni. Am crescut mult prin apartenența la NATO și Uniunea Europeană, însă asta nu trebuie să ne facă să ne culcăm pe ureche și să nu vrem mai mult. Trebuie să jucăm un rol de actor regional în estul Europei și totodată în cadrul Uniunii Europene. De obicei suntem învățați să stăm prea mult în genunchi și nu ne ridicăm pe propriile picioare. Bineînțeles, Uniunea Europeană înseamnă o alianță de state unde trebuie să faci compromisuri și trebuie să ajungi la o înțelegere comună. Dar noi nu mai vedem care este interesul nostru, din păcate, ca națiune. De asta eu sunt un avocat al reîntregirii, ca proiect pe termen mediu și lung al națiunii române. De asta eu vorbesc despre comunitățile istorice, una nu departe de Galați. Vorbim de românii din Bugeac, din Basarabia istorică. Vorbim apoi de Cernăuți, de Timoc, de Voievodina. Vorbim tare și apăsat despre cei 5 milioane de români care trăiesc peste hotarele țării în statele Uniunii Europene și nu au reprezentanți politici, din păcate. Vreau să fiu și un europarlamentar al diasporei și vreau să fiu un europarlamentar care duce cauzele civice la nivelul instituțiilor europene. Din păcate, mulți au vrut să candideze ca independenți, au început să strângă numărul de semnături necesare, dar nu au reușit să treacă de pragul de 100.000 de semnături. Și au cauze bune, fie că e vorba de infrastructura rutieră, e Asociația România Fără Gropi, care a făcut eforturi în acest sens, n-au reușit să strângă semnăturile. Nici eu nu reușeam să strâng semnăturile dacă nu era rețeaua noastră din România, din Basarabia și din diaspora care m-a ajutat, dacă la un moment dat nu vindeam apartamentul pentru a avea bani pentru corturi și toate cheltuielile din campanie. Ei, acum am o datorie de a fi europarlamentarul celor care vor unirea cu Basarabia și adevăr istoric, dar totodată și a tuturor cauzelor civice care n-au reușit să aibă propriul reprezentant la Bruxelles și Strasburg. Ați mai fost aici în platoul emisiunii Deschide Lumea la un moment dat și mi-ați dat această informație că pentru a vă face campanii, pentru a avea un buget de campanii, v-ați vândut apartamentul și chiar întrebam eu, domnule, dar v-ați pus într-un moment problema ce se va întâmpla în cazul în care, Doamne ferește, nu veți ieși europarlamentar. Unde veți locui? Și îmi spuneați dumneavoastră, domnule, până la urmă nu mă gândesc în momentul de față decât la o strategie prin care să câștig. Prin care să schimbăm România. Vreau să fiu un exemplu prin ceea ce fac, că se poate și altfel în funcție de conducere. În timpul strângerii de semnături veneau mulți cetățeni care nu cunoșteau activitățile mele de până acum, ziceau că, domne, tu vrei un salariu gras, vrei să ajungi acolo, să te îmbogățești pe spatele votului nostru. O dată, de două ori, de 10 ori și am zis, știți ceva, uitați, ca să nu mai existe dubii, eu îmi voi dona 90% din salariul de europarlamentar, scăzând cheltuielile de masă, de cazare, de transport, de îmbrăcăminte, voi dona 90% din salariul de europarlamentar, care este generos, în fiecare lună, pe concurs de dosare public și transparent, pentru cauze civice, în care să investesc, pe care să pot să le sprijin să se dezvolte. Pentru că de acolo vin, de la firul ierbii, vin din afara sistemului acestor partide politice născute în urma căderii comunismului. Aceste partide funcționează pe un sistem clientelar care nu duce țara nicăieri. Am văzut că în ultimii 30 de ani, din păcate,
S-a distrus tot, vin acum de la Brăila, am văzut starea în care a ajuns combinatul de odinioară de hârtie și celuloză, combinatul de fire artificiale, munceau 15-20.000 de oameni acolo. Este munca părinților și bunicilor noștri, mai sunt și celelalte bogății ale țării, aurul, petrolul, gazele, au fost vândute și aruncate, pur și simplu date pe nimic, din păcate, și e cazul să vină să preia funcțiile publice niște oameni care au altă viziune și care dau un exemplu. Eu, odată ce câștig această bătălie pentru alegerile europarlamentare, voi da curajul și altora să încerce să candideze ca independent și să dea exemple în localitatea lor, în consiliile locale, pentru primării sau la viitoarele alegeri parlamentare. De asta este important să câștig și e important să câștig cu un scor substanțial pentru a trage un semnal de alarmă către clasa politică că nu se mai poate în felul ăsta. Spre deosebire de un partid politic, dumneavoastră nu aveți în spate brandul acelui partid, o siglă, o niște comunicatori care să vă ajute în toată țara să vorbească despre valorile pe care le îmbrățișați dumneavoastră. Asta vă obligă să faceți multe drumuri, să stați de vorbă cu oameni. Ce vă spun oamenii? Cum sunt priviți în momentul de față oamenii politici, indiferent că sunt membri de partid sau nu? Cu foarte mare circumspecție. Deci oamenii nu mai au încredere în nimic. Am fost, după combinat, la piață în Brăila și erau sătui. Câți le-au promis că o să aibă o piață decentă, un loc de desfacere a produselor normale, europene, și nimeni nu s-a ținut de cuvânt și nu mai aveau încredere în promisiuni. Nici nu m-am dus să le fac promisiuni acolo. Tot ce le-am spus că voi face este un birou de europarlamentar în fiecare județ al țării, unde românul de rând să fie consiliat și să fie ajutat să-și facă dosarul pentru a accesa fonduri europene. Asta vreau să fac, pe lângă a apăra vocea românilor care nu au o voce, pentru a apăra adevărul, istoria noastră și a apăra cauzele civice pe care le îmbrățișez. Cred că, dând un exemplu, prin tot aparatul pe care îl voi avea la dispoziție și arătând că un independent poate să facă mai multe decât europarlamentarii pe care i-am trimis până acum la Bruxelles și Strasburg, putem să generăm speranță pentru români. Că să știți că mulți pleacă din România nu neapărat din lipsa condițiilor materiale, dar din lipsa de speranță. Nu mai au încredere în nimeni. Și de asta, ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l facem. Trebuie să redăm speranța românilor să creadă în România și să creadă în viitor. Care credeți că ar trebui să fie misiunea pe care ar trebui să-și o asume un europarlamentar român în general și care ar fi misiunea pe care ar trebui să vă asumați dumneavoastră ca europarlamentar independent în special? Un europarlamentar român cred că ar trebui să se ducă la Bruxelles și Strasburg oprindu-se din această pornire de a denigra țara. Este absolut inadmisibil să mergi la nivelul instituțiilor europene și să vorbești de rău România. Te duci acolo ca reprezentant al României și trebuie să o reprezinți cu adevărat. Eu însumi trebuie să fiu o voce pentru inițiativele civice și pentru oamenii care sunt în diferite proiecte de a schimba și de a primeni clasa politică. Tocmai de aceea, la nivelul Brăilei și Galațiului, colaborez cu partidul local Brăila Nouă, cu consilierul local independent Lucian Căprariu și aici pe Galați cu Pact pentru Galați. Misiunea mea acolo este să reprezint românii, fie că sunt din Covasna și Harghita, care nu au o reprezentare, din păcate, și știm foarte bine că această asociație culturală numită UDMR șantajează pe restul partidelor din România, fie că sunt din Cernăuți, fie că sunt din Chișinău. Știți, ne-am separat prea mult. În români din
provincie, din Galați, din Brăila, și români din capitală. În români din diaspora și români din țară. În tineri și pensionari și vârstnici. Putere și opoziție. Da. Prea mult s-au creat tabere, s-au creat baricade, s-au ridicat baricade. Trebuie să ne dăm jos de pe aceste baricade și să ne unim forțele pentru un proiect comun. Probabil sunt singurul candidat la aceste alegeri europarlamentare care vine și cu un proiect de țară. Pentru că orbecăim în momentul ăsta, nu știm încotro ne îndreptăm. Eu vin cu proiectul reîntregirii pentru că acesta este proiectul pe care noi românii l-am avut întotdeauna. Acum se pare că nu mai știm încotro ne îndreptăm. Se pare că nu ne găsim pașii, cadența și dacă întreb pe cineva unde o să fim peste 10-20 de ani, nu poate să spună. Eu vin cu un proiect bun, rău, dar care se va întâmpla peste 2 ani, peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani, dar care să ne readucă orientarea, să știm încotro mergem. De asta cred că granițele noastre naturale, așa cum le-a definit poetul nostru național Mihai Eminescu, de la Nistru până la Tisa, trebuie să fie proiectul nostru de țară. Când ați vorbit despre proiectul de țară, ați făcut data trecută referire și la proiectele pe care ați fi vrut dumneavoastră să le susțineți chiar aici în zona Galați-Brăila. Haideți să le reamintim telespectatorilor noștri ce v-ați propus pentru această zonă. Vin de la Brăila. Acel oraș este plin de potențial turistic. Are un centru vechi cum rar mi-a fost dat să văd și în țară și în străinătate. Din păcate, acele clădiri nu sunt restaurate. Patrimoniul cultural pe care Brăila îl are este formidabil dacă ar avea o administrație locală competentă care să acceseze fonduri europene. Văd o regiune metropolitană dintre Brăila și Galați pentru că aveți tot ce e nevoie pentru acest lucru. Vă contrazic, ne lipsește ceva, ne lipsește o anumită voință politică, astfel încât administrația din Galați și cea din Brăila să ajungă la un numitor comun. Vă lipsește unitatea, de fapt. Eu despre asta predic, ca să zic așa. Despre asta vorbesc, pentru asta fac activism, pentru unire. Vă lipsește unitatea pentru că e normal. Unul vrea să rămână baron de Galați, altul vrea să rămână baron de Brăila. În fond și la urma urmei de asta nici nu se unesc România și Republica Moldova, că fiecare vrea cu bucățica lui. Dar nu se poate. Ce am văzut în Brăila, ce văd și în Galați, este o depopulare accelerată. Cred că noi, având statutul de stat al membru al Uniunii Europene, vom continua să ne dezvoltăm pe centre urbane. După Timișoara, după Cluj, după Iași, următorul centru urban de 450.000, 500.000 de locuitori este zona metropolitană Brăila și Galați. Pentru asta o să vorbesc la nivelul Parlamentului European. Și pentru asta o să funcționeze birourile mele de europarlamentar din Brăila și Galați, pentru unitate și accesare de fonduri europene în această zonă metropolitană. Chipuiți-vă că sunt unul dintre oamenii care va merge la vot pe data de 26 mai. Cum mă veți convinge, domnule Simion, pe mine să vă dau votul dumneavoastră, candidat independent, și să nu mă îndrept către un partid politic care are șanse mai mici sau mai mari de a ajunge să fie reprezentant în Parlamentul European. Știți, domnul Rugină, tot ați dat votul partidelor politice pentru că vi le-au cerut odată la 4 ani. Păi nu știți ce am votat eu până acum. Nu. Porniți de la prezumția de nevinovăție. În mod clar, dar a trebuit să votați, așa cum am votat și eu, partide politice. Am votat liste de partid fără să știm cât sunt, fără să știm cine sunt. Și din păcate, și în aceste alegeri europarlamentare avem cât un cap de listă care după el trage o grămadă de necunoscuți sau și mai rău, trage o grămadă de oameni cu probleme de moralitate și care au condus România asta în ultimii 30 de ani. Avem foști președinți, foști prim-ministri, foști miniștri, oameni cu serioase îndoieli asupra activității lor în perioada ministeriatelor, care candidează, sunt pe acele liste.
Dacă vrea cineva care se uită în fața ecranelor pe aceiași, atunci să aleagă în continuare aceste partide politice. Eu vin cu o viziune nouă, eu vin cu promisiunea clară că omul mă votează pe mine. Nu votează niște liste și nu votează un partid pe care după aia nu poți să-l tragi la răspundere. Eu sunt unul singur și mă vede lumea și poate să asculte ce vreau să fac. Dacă nu o să fac un birou de europarlamentar în fiecare județ, dacă nu o să aduc sute de copii din România la nivelul instituțiilor europene, dacă nu o să mă bat pentru istoria și demnitatea românilor la nivelul instituțiilor europene, poate să mă tragă la răspundere. Dacă nu o să mă bat pentru fonduri, pentru Brăila și Galați, poate să mă tragă la răspundere. Așa este răspunderea difuză la nivelul acestor liste de partid. Eu, sincer, îmi doresc un model democratic în care de pe listele de partid să poți alege omul. Așa ar fi Un corect. soi de alegeri europarlamentare, dar nu pe listă, ci individuale. Nu, să avem în continuare partide politice, dar din interiorul acelor partide politice să spui de la PNL cu cine votezi, de la PSD cu cine votezi și de la restul competitorilor electorali cu cine votezi. Astfel se democratizează și interiorul partidelor. Acest model este aplicabil în Suedia, în Belgia, în țările Baltice, în țări unde se pare că democrația funcționează. Noi nu avem democrație, din păcate, în România, în sensul dorit poate de părinții și bunicii noștri la Revoluție. Astăzi, când sunteți în campanie electorală, cum sunteți privit dumneavoastră de către competitorii electorali, partide politice? Sunteți ruda mai săracă? Sunteți persoana aceea pe care nu prea o iau în seamă? Sau sunteți o persoană care, știu eu, la un moment dat ar trebui să fie targetată, țintită, să nu care cumva să ajungă independent? Că, vezi, dragă doamne, cauzează procesul electoral. Da, am primit în ultimele 2 săptămâni multe atacuri din partea partidelor politice, Și vă atacă spunând ce? spunând că ce țirosești votul pentru un independent, că nu poate să facă nimic, lasă mai bine alege-ne pe noi. Mulți dintre acești oameni uită că și ei au pornit în activitatea lor electorală tot ca independenți și, din păcate, s-au abătut de la ceea ce promiseseră. Mulți ne rup afișele, cum ați menționat la începutul emisiunii. Mulți încep să lanseze o fel de zvonistică. E omul ăla, e omul ăla. Dar acum au început și ei să vadă că în sondaje începem să trecem de pragul de 3% necesar unui independent să câștige mandatul de europarlamentar. Nu e pragul de 5% în cazul partidelor. Și încep pe să le fie frică, pentru că ceea ce pornim noi astăzi prin această campanie la europarlamentare are o țintă mult, mult mai lungă. Și scopul nostru nu este să ajungem pe vreo funcție sau alta, scopul nostru este să facem România iarăși mare. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platoul de emisiuni. Urez mult succes, ajungeți Doamne la ajută! acea cifră pe care o doriți dumneavoastră, peste 3%, astfel încât România să aibă în Parlamentul European și un independent. Vă mulțumesc pentru dumneavoastră pentru atenție. Ne vom reîntâlni după o scurtă pauză de publicitate cu un alt candidat. Bună seara, suntem la Deschide Lumea, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu de la această oră este domnul Adrian Tabarac, președintele PNL, Organizația Municipală Brăila. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! A început campania electorală la PNL Brăila. Am văzut că acest lucru a fost marcat în forță și spun acest lucru gândindu-mă la vizita pe care ați primit-o săptămâna trecută. Ați fost vizitați de liderul Ludovic Orban, ați fost vizitat de către Rareș Bogdan, primul pe lista de europarlamentari. Cum a fost această întâmplare cu liberalii? La noi campania a început în forță după vacanța de Paști, cu ocazia asta vă spun și Hristos a înviat. Adevărat. A fost o primire și un eveniment reușit, spunem noi, și spun toți cei care au participat. Vreau să vă spun că am rămas plăcut impresionat să văd că sala a fost neîncăpătoare. Noi am așezat sala într-un mod anume, am spus noi cam câți vor veni, însă au fost cam 800 de persoane, estimăm noi, cu cei care au stat în picioare. Rareș Bogdan, așa cum în toată țara a fost de altfel primit, a fost primit și la Brăila foarte bine. Mesajele pe care le-am spus brăilenilor au fost exact de ceea ce
doare cel mai tare în Brăila, locuri de muncă, spitalul regional, care este și proiectul PNL Brăila, Lacul Sărat, o stațiune emblematică, care oarecum și în copilăria lui Rareș a avut o legătură cu această stațiune. Deci au fost un eveniment unde lucrurile s-au spus concret, ferm, ce avem de făcut, ce am făcut, care este bagajul nostru de reușit în Parlamentul European și ceea ce dorim să facem în continuare. Iar cel mai important lucru a fost că oamenii au reacționat în sală că vor să iasă la vot și de fiecare dată au susținut, de la ei a venit această energie pozitivă, cum că da, e timpul Brăilei, acesta a fost, să spun așa, titlul evenimentului nostru, e timpul Brăilei și oamenii au simțit asta, că este timpul de o schimbare în Brăila. Și pentru asta, din interiorul lor s-a strânit această dorință de a ieși la vot și de a face o schimbare. Pe lângă această întâlnire pe care ați avut-o dumneavoastră cu simpatizanții Partidului Național Liberal la Brăila, am văzut că înainte Ludovic Orban, Rareș Bogdan au vizitat câteva locuri din Brăila, chiar și Spitalul Județean de Urgență. De ce ați ales să mergeți acolo până la urmă? În primul și în primul rând pentru vizita a început în județ cu Comuna Victoria, după care a continuat în municipiu cu în drum cu stațiunea la Cusărat, unde a fost dorința lui Rareș de a opri acolo și a văzut că vremea a stat în loc în stațiunea la Cusărat, e ca acum 20 de ani, 30 de ani, cum o știa el, iar la Spitalul Județean pentru că a vrut și noi am vrut să-i arătăm că nu pe degeaba a fost principala cerință a cetățenilor municipiului Brăila un spital regional sau mai bine spus servicii medicale de calitate. Și a fost foarte surprins, foarte neplăcut să zic așa, surprins și a văzut că da, e chiar crudă realitatea de la spitalul de urgență, unde se așteaptă foarte mult, unde este un au interacționat și cu oameni care stăteau acolo. Am venit așa, să spun, pentru a nu se încerca să se aranjeze un lucru. Exact ziua de primire urgențe, o zi normală de altfel. Și cum se desfășoară programul. Și a văzut că, într-adevăr, chiar a făcut așa un top al rușinii, să zic, îl consideră în top 3 cele mai proaste spitale din țară, pe care le-a vizitat și de care a auzit lucruri. Nu e un lucru care poți să te mândrești și tocmai de aceea susține în continuare și a înțeles necesitatea unui spital în această regiune. Ce v-au spus brăileni în momentul în care ați interacționat cu ei, mergând pe străzile orașului, mergând pe străzile comunelor pe care le-ați vizitat? Un mesaj foarte scurt, concret, dar foarte profund în același timp. Vrem o schimbare, vrem să fim ascultați, vrem altceva. Oamenii n-au vrut să asculte atât de mult proiecte sau idei pe care le avem, ci se vedea în privirea omului de rând. Dacă îmi permiteți așa o exprimare mai plastică, vrem să fim băgați în seamă, vrem să fim auziți. Și noi, vocea noastră, omului de rând, al cetățeanului, de la sat, de la oraș, să fie auzită și să nu se mai întâmple între patru pereți, într-un birou din Parlament sau din sediul unui partid, să se transforme totul în țară, ne ținându-se cont niciun pic de nevoia principală a cetățenilor. Acesta a fost mesajul pe care eu l-am simțit că l-au vrut să-l trimită. Pe lângă, mă repet, tot bagajul nostru de reușite pe care l-am avut în Parlamentul European în mandatul trecut și proiectele noastre pentru următorul mandat, oamenii au vrut și au văzut în rare și un garant al faptului că și în ceilalți europarlamentari și în domnul președinte Ludovic Orban, că noi chiar vrem să punem România în primul rând. Cel mai important lucru și că vocea și dorințele cetățenilor să fie respectate. Cum îi veți convinge dumneavoastră pe brăileni să iasă la vot la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, știindu-se faptul că alegerile europarlamentare nu sunt la fel de bine primite din punct de vedere al participării la vot, dacă e să le comparăm cu alegerile locale sau cu alegerile parlamentare? Care vor fi mesajele dumneavoastră? Cred că oamenii și-au dat seama de următorul lucru și mesajul nostru vine tocmai în completarea ceea ce oamenii își doresc. Alegerile europarlamentare înseamnă vrem cu Europa sau vrem cu Rusia. Când spun Europa, mă refer la Uniunea Europeană. Vrem să fim membri în continuare NATO, suntem pro-Europa și Statele Unite sau vrem să ne îndreptăm spre Asia. Cred că acesta ar fi principalul motiv. Eu le spun oamenilor,
vrem sau, din păcate, fiecare avem un apropiat, o rudă, un prieten care a plecat în afară și spus acolo e altceva, uite cum trăiesc oamenii și cum sunt respectați. Vrem și noi în România cum este în Europa? Putem să aducem acest lucru, putem să transformăm România, pentru că avem exemple de țări din estul Europei care au fost transformate atunci când cei care au condus țara până la urmă și-au dat tot interesul în folosul țărilor și să înțeleagă fiecare cetățean de rând că noi nu vrem nimic altceva decât ca România, vreau să accentuez acest lucru, România să fie în primul rând și România să fie respectată, pentru că în toate partidele au tot scos sau toți au un slogan naționalism. România, România, România. Nu e doar un nume, nu am pus că dă bine. Și cred și oamenii au spus vrem și noi să fim respectați, dar nu că nu ne respecte Uniunea Europeană, ci pentru că cei pe care i-am trimis acolo nu au vrut să fie respectată România și nu au înțeles că interesul țării, că problema tuturor cetățenilor din țară este mai presus de toate. S-a vorbit la meeting-ul dumneavoastră, meeting-ul Partidului Național Liberal ținut la Brăila, despre faptul că acum, înainte de alegeri, au început lucrările de asfaltare a străzilor din municipiul Brăila, după ce timp de 2 ani și jumătate părea că nu prea deranjează pe nimeni faptul că există străzi neasfaltate, că există gros și așa mai departe. Cinism, acesta a fost cuvântul pe care l-a folosit colegul dumneavoastră de partid, domnul Alexandru Dănăilă, președintele PNL Brăila. Este oare o simplă întâmplare faptul că acum, înainte de alegeri, se lucrează pe străzile Brăilei sau e o formă de a se încerca să se păcăli electoratul? Ce credeți? Eu m-am convins de un singur lucru. În politică nu există coincidențe. Este cât se poate de bine gândit faptul că urmează 2 ani cu fiecare an cu două campanii foarte importante și că dă bine să inaugurezi sau să termini proiectele în prag de campanie electorală sau fix atunci să te apuci de treabă și să arăți cât de harnic ești și doritor de a scoate la lumină orașul sau comuna ta. Citesc și eu la fel, cât se poate de cinic. Am avut 2 ani până acum, stăm cu Calea Galați, m-am săturat eu cât am vorbit despre Calea Galați, unde am tot încercat să o grăbim și să fie terminată în timp, în toate termenele care au fost acceptate de primărie, însă în inocența mea nu am crezut că termenul de fapt era 2020 locale să fie exact când trebuie terminată, ca și cum atunci am reușit să terminăm o mare stradă. Deci din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că aceste lucrări ar fi putut fi demarate mai devreme? Sunt ferm. Și au fost întârziate special pentru a, știu eu, tăia panglica înainte de, sau cu care era cuvânt? Panglica. Înainte de alegeri? Da, sunt ferm convins, pentru că noi personal m-am ocupat de cel puțin de proiectul Calea Galați. A fost primul meu proiect de care m-am ocupat și în care chiar am crezut că voi găsi înțelegere și m-am lovit ca de un zid. Cu toate, inclusiv în toate declarațiile de presă ale domnului primar, la acea vreme a fost că se poate, nu se poate, stați că iar se poate. M-am lăsat înduplecat, m-am înmuiat, ca să-l citesc pe domn primar, m-am înmuiat în fața constructorilor și așa mai departe. Lucru cu care noi am venit concret, că nu se poate termina. Haideți să grăbim procedura, schimbăm, începem altele proceduri de licitație. Nu. Și iată-ne că astăzi, deci din 2017, suntem în 2019 și va trece și anul acesta și tot nu vom avea o stradă care este principala calea de acces într-un cartier foarte mare al Brăilei, în cartierul Brăilița. De fapt, sunt trei cartiere, Progresul, Brăilița și Vidin. Tot ce ține de la pod Brăilița încolo este legat prin această Cale Galați. Și toți oamenii aceia, un sfert, poate chiar o treime din oraș, suferă pentru că unii oameni sunt atât de cinici încât își fac calculele politic. Când dă bine să termin? Atunci. Atunci nu termin, atunci nu contează cât suferi. E important să ieșim noi bine. Atât de cinic să se pune problema în politică și o spun cu tristețe pentru că și eu fac parte din acest mediu. Una dintre soluții cred că ar fi să avem alegeri în fiecare an sau, mă rog, alegeri din 2 în 2 ani, astfel încât să avem cât mai multe proiecte finalizate. Sunt total de acord și aș vrea să completez cu un lucru legat de evenimentul din data de 2 mai. În comparație cu alte partide, noi nu am avut gărzi de corp, nu am avut firme de pază care să ne păzească și nu am închis ușile sălii unde a avut loc evenimentul. Am făcut public pe Facebook, am vrut ca
la acest eveniment să participe cât mai multă lume din afara partidului. Ușile partidului sunt deschise pentru că tocmai asta vrem să arătăm, că noi chiar încercăm să facem altceva și suntem cât mai apropiat de oameni. Și am avut plăcuta surpriză să văd că multe fețe, mulți oameni noi, oameni care nu sunt membri de partid sau apropiați de vreunui membru de partid, au venit pentru a vedea oferta noastră, pentru a vedea pe Rareș Bogdan, pentru a vedea mesajul pe care noi vrem să-l transmitem pe 26 mai. Și au fost convinși, plăcuți, surprinși de ceea ce s-a întâmplat acolo și unii dintre ei indeciși susțin acum Partidul Național Liberal. Și pentru noi este o mare plăcere și bucurie. Cel puțin la nivel declarativ. Asta o să vedeți dumneavoastră ce se va întâmpla după data de 26 mai, seara, când vor începe să fie numărate voturile. Corect. Proiectul pe care l-ați demarat în această perioadă, perioada de precampanie pentru alegerile europarlamentare, face referire la Spitalul Regional, un proiect despre care s-a mai vorbit și în campania electorală din 2016 și care a rămas la stadiul de promisiune. Cum credeți dumneavoastră că poate fi pusă în practică o astfel de investiție prin intermediul reprezentanților dumneavoastră în Parlamentul European? În primul rând, atragerea de fonduri europene și a prioritiza acest proiect și a se face un studiu de oportunitate și a înțelege care este importanța pentru această zonă. Pentru că să nu uităm un lucru, inclusiv la nivelul României, prima oară se discută despre 8 spitale. Din 8 spitale au rămas doar 5 într-o discuție, iar la final, astăzi, discutăm doar despre 3 spitale regionale. Adică importanța națională n-a mai fost de a avea aceleași servicii de calitate în 8 regiuni ale țării, s-a concentrat în 3 și din acele 3, niciunul, doar pe hârtie. Da, vorba dumneavoastră, discutăm despre niște spitale, deodată nu construim exact, doar discutăm despre niște spitale. Da. Și oamenii vor lucruri pragmatice. Tocmai că noi nu am uitat că a fost o discuție și s-a alocat un teren pentru un spital regional, să nu mai începem proiecte pentru că dădeau bine la un moment dat și să lăsăm acolo, lasă când mai e nevoie ceva, ne trezim și în 30-50 de ani vom construi și noi un spital regional. Când e momentul, mai adăugăm ceva la acel proiect. Nu, l-am început, haideți să-l terminăm. Dacă nu vrem să-l terminăm, măcar să spunem, oameni buni, nu ne interesează, nu vrem, l-am închis și facem altceva. Însă noi, după analiza și cercetarea noastră pe care am avut-o legat de, în municipiul Brăila, legat de importanța cetățenilor, am realizat cât de importantă este construcția unui spital nou cu servicii de medicale de calitate. Și tocmai acest lucru i-am spus-o și domnului Cristian Bușoi, care la fel a spus că, prin experiența dumnealui, va continua susținerea acestui proiect în Parlamentul European pentru a atrage fonduri europene și împreună cu guvernul să demareze acest proiect pentru a se construi sau, se, mai bine zis, a se avansa toate etapele pentru a vedea pentru prima oară o cărămidă pusă la acest spital. Domnul Cristian Bușoi, care a fost prezent aici în platoul emisiunii în urmă cu câteva săptămâni și care în Parlamentul European a și primit un premiu pentru cel mai activ europarlamentar în domeniul sănătății. Acuzații... Și a fost și dumnealui, prezent joi la... Așa este. Acuzații directe lansate de numărul 1 de pe Eurolista dumneavoastră, domnul Rareș Bogdan, a spus dânsul că cei de la guvernare folosesc PNDL ca mijloc de șantaj și nu folosesc banii europeni pentru că de acolo nu se pot trage comisioane. Cum comentați? Este, ca să spun așa, chintesența ideii de mai bine PNDL decât fonduri europene. Pentru că nu poți. Uniunea Europeană e un lucru cât se poate de simplu. Și putem face o paralelă la chiar între doi oameni de rând. Dacă îmi cer bani pentru ceva și eu spun, îți dau gratis, fă tu chestia asta. Pentru că vrei să îți cumperi un telefon, ia bani și cumpărăți un telefon. Dar tu de fapt nu îți mai cumperi și telefonul ăla costă cât o casă. Normal că Uniunea Europeană spune, băi, tu vrei să faci un spital, vrei să faci o autostradă. Păi nu vrei să-mi spui mie că te costă 50 de milioane metru kilometru de autostradă. Că nouă nu ne-a ieșit așa până munți, am forat și nu ne-a ieșit așa. E normal când tu îți ții o mare parte din cei care te susțin, din activul tău politic, îi ții cu contracte la stat, doar la stat. Sunt firme noi înființate care din prima trăiesc sau, mai bine zis, rezistă doar cu contracte la stat. Sunt alte firme care se chinuie să prindă o dată sau au poate 1% din întreaga lor cifră de afaceri o au din contracte cu statul. Și alte firme care doar așa au trăit, pentru că, și mi-asum ceea ce spun, întorc oarecum favorul cu, prin diverse metode,
celor din partid pentru faptul că le-au oferit niște contracte. Și este normal. Ideea cu faptul că prin fonduri europene nu se pot da, mai bine zis, nu își poate trage nimeni niciun comision sau nu se pot da șpăci, este cât se poate evident. Și lucrul acesta chiar la... Toate fondurile care vin dinspre Parlamentul, dinspre Comisia Europeană, toate trebuie foarte bine justificate. La un moment dat este foarte greu să păcălești. Într-un proiect trebuie să scrii exact pe ce vei cheltui fiecare euro pe care ți-l oferă și, să spun așa, argumentat de ce are acel cui valoarea de, nu știu, 10 cenți și nu de 100 de dolari, un cui, de euro, un cui. Și de aici nu mai sunt bune. Că noi vrem în cuiul ăla să mai punem și pe X acum și pe Y. Acum ce să vă spun? Că din punctul meu de vedere, nici măcar cu alt fel de bani, cu fonduri guvernamentale, nu putem să ne lăudăm că am făcut mari investiții, cel puțin dacă este să vorbim despre partea de infrastructură, despre autostrăzi. Deci nici acolo nu s-au înghesuit acei bani din fonduri guvernamentale, chiar dacă spuneți dumneavoastră că acești bani sunt mai greu de văzut dacă sunt bine gestionați. Deci astăzi când vorbim, nu prea ne putem lăuda cu mari proiecte de infrastructură. Știți că inclusiv cu PNDL-ul pe care îl tot laudă domnul Dragnea. Foarte mare discrepanță și acolo la banii care sunt alocați primărilor PNL pentru proiecte foarte importante în comunitățile lor, pentru simplul fapt că acei primari sunt peneliști, dar oamenii de acolo, păi poate au chiar ei votanții lor din acea comună, unde, da, sunt în minoritate, nu a câștigat un primar PSD. Ce facem acum? Suferă din cauza că există un primar penelist? Cinismul până acolo poate duce. Da, domnule, PNDL-ul este cel mai bun program de investiții. Doar pentru primare PSD. Cei din PNL mai lasă-i să sufere puțin. Ca să se spună după aceea... dumneavoastră că nu se dau bani în da, raportul, legal? Raportul, da. La câte proiecte sunt din partea... Ironia sorții face ca cele mai multe proiecte să fie tocmai făcute de primare peneliști și de administrațiile liberale. Fapt pe care îl pot întări cu toate celelalte administrații municipale administrate de PNL, unde pot fi date foarte bine și frumos ca exemple, ca etalon de a administra un oraș. Cluj, Brașov, Oradea, Timișoara, Arad, iar în sud-estul țării, unde este preponderent PSD, dați-mi o administrație care să spună, domne, este foarte bine, o ducem aici, nivelul de viață este atât de mare. În această campanie electorală, fiecare reprezentant al unui partid politic, cu siguranță va spune că lista propusă de propriul partid este cea mai bună, cea mai valoroasă, oamenii cei mai competenți acolo se găsesc. Cu siguranță același lucru îmi veți spune și dumneavoastră, că lista Partidului Național Liberal este cea mai bună. De ce credeți dumneavoastră că lista PNL este mai bună decât propunerile venite de la ceilalți competitori electorali? Lista noastră e compusă din două elemente, sau mai bine zis, ne putem, nu neapărat lăuda, dar putem veni în fața electoratului cu rezultatele noastre. Nu am dormit acolo 5 ani de zile, chiar am făcut anumite lucruri și cu aceste bagaje putem veni să le spunem oamenilor, uitați ce inițiative am avut noi, uitați cu ce lucruri am reușit noi să le rezolvăm, că de altfel PSD-ul se laudă că a rezolvat problema peste porcine, cel puțin în regiunea noastră sau în județul Brăila a fost foarte grav afectată, dar cei mai mulți bani de la Uniunea Europeană au fost atrași de Siegfried Mureșan, care este un europarlamentar PNL. Și datorită negocierii lui și inițiativei lui de a atrage bani pentru România pentru despăgubiri pe pesta porcină, ar putea spune și guvernul, domnule, am rezolvat o problemă și uitați cât de mult ne preocupăm. Adică, la fel cum a fost, nu cu fonduri europene, dar la nivel național legat de creșterea alocațiilor pentru copii. Nu suntem împreună și acum să laud după ce au fost mărite, că noi am mărit alocațiile pentru copii. Adică nu mai merge doar așa cu, pe final au reușit ceva, ne-o asumăm și atât. O trecem la noi pe condică. Europarlamentarii noștri sunt buni, cei care au avut un mandat și acum îl vor continua cu celălalt mandat, iar numele noi... Că poate multă lume se întreabă de ce un primar ca Mircea Hava e pe poziția 2, că este primar și a administrat foarte bine un primarul oraș. Primarul de la Alba Iulia, exact. Tocmai experiența dumnealui de, să fie cu iertare, cred că 20 de ani de administrație când este primar la Alba, să nu exagerez, nu știu, 92 sau cam așa ceva este primar și a reușit în orașul ăsta să-l facă o bijuterie. Problemele cu care s-a confruntat pentru a ajuta alte administrații și toate problemele pe care le-a avut, vrea să le rezolve în Parlamentul European și să spună, oameni buni, uitați în România cam cum stă treaba și ce vrem noi să rezolvăm
și să eliminăm din birocrația excesivă care se află la noi. Adina Vălean, care este o, cred că, cea mai influentă femeie europarlamentar român și din Europa de Est pe care îl avem în Parlamentul European și care a făcut un proiect de care se bucură toată Uniunea Europeană prin eliminarea tarifelor de roaming. Un proiect început, susținut și dus la finalizare, susținut și de alții europarlamentari, dar inițiat și negocierile au fost purtate de doamna Adina Vălean. Și e un lucru foarte important. Gândiți-vă că s-au făcut economii de 600 de milioane de euro legat de scăderea tarifelor de roaming. Noi avem niște proiecte cu care putem spune că ne lăudăm sau le-am reușit. Mulțumim că europarlamentarilor noștri că le-au reușit și încercăm mai departe să atragem în continuare fonduri europene pentru autostrăzile care tot le desenăm pe tot felul de machete și hărți. M-am săturat eu de câte desene s-au făcut pe toți miniștrii PSD au venit cu o nouă hartă desenată, dar ca să vă citez, am discutat, doar discutăm despre autostrăzi, nu facem nimic despre autostrăzi și să atragem fonduri europene și să se înceteze o dată cu parteneriatul ăsta public-privat când oamenii te roagă gratis pe banii lor. Dom'le, eu îți dau, tu fă, doar fă. Eu îți dau bani, tu doar construiește. Și noi spunem, nu, dom'le, noi vrem să dăm bani pe autostradă. Adică aveam atât de mulți bani când n-avem ce face cu ei. Tocmai aici vrem să aducem în România o clarificare a ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, ca fiecare cetățean să înțeleagă. De ce spun cetățean și nu cei din administrare? Pentru că politicul atunci când a avut o presiune a societății civile asupra lui a cam făcut ce a vrut lumea. Când nu a existat această presiune și oamenii să fie bine informați și să înțeleagă că o decizie pe care ia un politician este una aiurea, complet aiurea față de ceea ce ar fi normal și a fost sancționat de electorat, atunci politicianul a fost mai reticent. Așa a spus, dom'le, cam trebuie să facem, că altfel scad în sondaj. Deci tocmai de aceea noi vrem să informăm fiecare om să știe în parte sau o transparență totală a proiectelor noastre și a deciziilor noastre, astfel încât oamenii să știe și atunci când cineva se abate de la drum principal, cetățeanul să fie informat și să pună presiune pe politician, pe om politic. Ați abordat în discuțiile pe care le-ați avut împreună cu Rareș Bogdan, cu Ludovic Orban, cu domnul Bușoi, ați avut ca temă și subiectul podului de la Brăila, podul peste Dunăre. Este un obiectiv de infrastructură care, cel puțin asta este senzația mea, în momentul de față, foarte mulți oameni încearcă să și-l revendice. Deși, dragul de el, abia a început. Au început lucrările preliminare, nici măcar nu s-au semnat acele contracte de finanțare cu Uniunea Europeană. Podul, pe cât de suspendat este el în arhitectura lui, pe atât de suspendat este și discuția despre pod. Au început lucrările, am văzut cu toții că au început niște lucrări. Acum să ne rugăm să fie terminate lucrările nu la 2%, să fie terminate la 100% și să ne trezim că avem un pod, dar să nu ne trezim că vom avea un pod care începe de nicăieri și duce nicăieri. Tocmai de aceea am tot insistat și la dumneavoastră emisiune de teori am accentuat că trebuie în cea mai mare aglomerare urbană după București trebuie făcut ceva și să înțeleagă odată cei doi primari și președinți de Consiliul Județean că aici trebuie o asociere între cele două municipii, oricum să o denumi, ea numai să denumească odată și oriunde ar vrea să aibă sediu să-l pun odată, să-l stabilească, pentru că vom avea și un pod, dar care nu va ajuta cu nimic dacă noi nu ne mișcăm, nu vom avea locuri de muncă bine plătite, nu vom atrage investitori. Fiecare vrea să-și revendice acum ceva ce a început. Dom'le, să face ceva din, cum să zic eu, din liniștea asta a dezvoltării care este în zonă. Vedem că se mișcă niște utilaje, l-am făcut noi, banul noi și așa mai departe. Nu contează, dom'le, bine că s-a făcut, dar să se facă. Vreau să-l văd terminat. Eu vreau să mă urc pe podul ăsta și să văd că nu mă urc din câmp și mă duc în câmp, ci că unde și pe malul Tulcei și pe malul Brăilei vor fi firme, că există proiecte de dezvoltare a regiunii și din Galați, din Brăila și multinaționale și oamenii din zonă vor urca pe un pod care va aduce un plus economic regiunii. Nu pe un pod unde nu mai luăm bacul, urcăm pe pod. Că e frumos să traversăm Dunărea pe un pod. De aceea noi n-am spus vreodată sau nu ne-am aruncat în a revendica un pod care este construit foarte bine. E bună decizia că să construiești un pod, dar nu înseamnă că am rezolvat problema cu un pod. Mă repet, dacă începe de nicăieri și duce nicăieri, pe degeaba avem un pod. Credeți că vom avea o campanie bazată pe proiecte propuse de către competitorii electorali sau va fi o campanie în care vom ținti asupra greșelilor făcute de ceilalți?
Noi nu am avut, sau cum să spun, cu toate că PSD-ul ne-a ridicat mingea la firul de ficată prin incompetența și greșelile pe care le-au făcut de fiecare dată, nu mergem, și am și spus-o și acum în emisiune, că nu mergem doar pe greșelile adversarului, vrem să le arătăm oamenilor că noi avem niște rezultate, am reușit să facem ceva, avem o viziune și o strategie în continuare, avem niște proiecte pe care vrem să le implementăm și că da, suntem atenți la adversarii noștri, dacă greșelile, pentru că vrând nevrând ei acum au hățurile guvernării în mână, dacă ei fac greșeli care înlătură de la drum principal România, atunci vom fi primii care le vom semnala și care vom ataca aceste decizii astfel încât oamenii să înțeleagă că nu vom merge pe o decizie, pe o traiectorie bună. Însă nu vom încerca să căutăm nu știu, gunoiul din ochiul celuilalt, ci să mergem pe proiectele noastre. Și ceea ce facem noi este cel mai important. Mai avem puține minute din această emisiune de promovare electorală. Am să vă invit să le lansați un mesaj către telespectatorii noștri din Galați și Brăila pentru a fi prezenți la alegerile din data de 26 mai și, de ce nu, să voteze cu partidul pe care îl reprezentați dumneavoastră. Pentru că suntem într-o regiune în care demografic nu stăm deloc bine și pentru că fiecare dintre noi avem câte o persoană, un apropiat, o rudă care este plecată din țară din cauza stării și situației economice a zonei. Haideți să ne mobilizăm pe 26 mai, să ieșim cu toții la vot și pe 26 mai să plece ei, cei de la PSD, să nu plecăm noi. Vă așteptăm la vot. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platoul de filmare, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!